Mulțumim, salutare. Hai. Bună seara. Trebuie să începem. Piatră. Așa. Bun. 1, 2, 3 și. Ai pierdut-o. Încep eu. Știi cum se mai numește ejacularea nocturnă? Cum? Episod pilotă. Da. În Grecia antică, Cupidon era cel mai prost la tir pentru că trăgea mereu în oameni. Da. Ok. Știi ce își pun pe perete traficanții de organe? Ce? Răpirea din Mihai. Bun. Bun, bun, bun. Toți oamenii știu și nu știu de Schrödinger până în momentul în care îi întrebi. Adevărat. Mulțumim. Ok. Știi unde își găsesc arabii o pensiune bună? Unde? În Fâșia Breaza. Ok. Ok. Dacă un surdomut încearcă să prindă un țânțar și nu reușește, ai putea spune că țipă la el? Nice, nice. Știi ce zicea Ponțiu Pilat când Iisus era bătut pe cruce? Ce? Haideți, vă rog, cu tap-tap, dați cu tap-tap, tap-tap, vă rog. Ok. Atunci când un robot comite o infracțiune, iar poliția nu știe identitatea, primul pas al investigației este să-i facă un portret om. Da. Corect. Da. Știi ce semn folosesc eu în loc de semnul câine rău? Care? Cuțucămătaru. Okay. Ce poartă un rocker fomist? Ce? Geacă de piele cu plăținte. Știi ce zice un expert social media german? Ce? Urcați în trenduri! Bun, da, asta zice. Asta zice. Mamă. Un criteriu foarte important dacă vrei să devii client fals pentru magazine de umbrele este să vorbești cu precipitații. Nice. Nice. Dacă nevastă mea ar fi actriță de filme porno, aș aștepta în fiecare seară cu măsa caldă. What? Man. Man. De asta e ce vorbesc eu, că și eu am... Ce este un muribund pentru un necrofil? Ce? Preludiu. Este bine, mă. Dubioșii. Dubioșii forever. Găina bătrână nu face ciorba bună. Găina bătrână face... Ce? Așa face, eu... E un pui întreg. Chiar are dreptate, să știți. E... Vă zic. Cel mai mare noroc al unui vegetarian este să mănânce o salată de trifoi cu 4 foi. Nice. Mi-am terminat, da, să știți. Asta e. Aia a fost. Terminat. Mulțumim. Da. Round 2. Bună seara! Așa, atât. Ce faceți? Hei, bună seara! Ce faceți? Da, eram ieri. Duelul nenăurilor. Aoleu, da, chiar! Bă, dar stăm și din profil, stăm și din profil. Asta da, e da, da, putem da. Să stăm așa tot ăsta, că e... Nu, că are camera aia, devine profil cealaltă, nu? Ne prinde de oriunde. E un duel, da? Ai. Ce bine! Dăm cu nasul? 1, 2, 3...
1, 2, 3 și... Eu am câștigat, nu? Da, da. Deci, dă-i. Da, mi-am făcut lipela cu o spanioloaică. O cheamă Lolita Fernandez. Știi unde fac curvele vânătăi? Nu. La omuleț. Ce strigă un vulcan supărat când erupe? Lava ar foc casele. Lava ar foc. Ce caută un preot catolic într-un magazin de tir sportiv? Ce? Puști. Nice. De 12. Calib- A zis că calibrul 16 e prea mult pentru... Știi ce spune un fumător care își rulează singur țigările și rămâne fără foițe, dar totuși găsește o ultimă foiță în colțul buzunarului? Mm. O, ce bestemi! De ce a mers Luke Skywalker la pușcărie? Nu știu. Pentru că a folosit forță. Ok. Cum se numea primul sistem de operare dacă era inventat de un băiat din Berceni? Mm. Pizdos, boss. Pizdos! Excelent! Pizdos! Știi ce nu sare departe de trunchi? Bășina. Da. Eram în lift cu mai multe persoane și am rămas blocat. Nu îmi venea să cred că nimeni n-are bani în buzunar. Ce bine că ai dat-o și mai este foarte bun. Este foarte... Acum nu mai vine să mai dau. De ce nu își vorbesc caninii? Nu știu. Sunt incisivi între ei. Ok. Credeam că o să se ridice oamenii în picioare. La chestia. Sunt incisivi! Știi ce face un actor porno la filmări? Mm. Ete ce vrea pula lui. Excelent de mate, mă. Știi faza aia când în Avengers, când a pucnit Thanos din degete și au murit jumate din oameni, îți dai seama dacă era manelism, mureau toți că făcea. Nice. John era la casa de marcat. A plătit și a plecat fără bon. Casierul a strigat: John, bon, Joe, vii? Wow, ai muncit la asta? Ai muncit? Da, exact, e de apreciat. Asta este, bă, cât a muncit băiatul ăla la glumea asta. Știi cum încearcă un pinguin sărac să fută o curvă? Cum? Hei, te fuți fără pește? Nice. Știi cum să faci mai ușor față pușcăriei? Mm. Cu spatele. Foarte bun. Fii atent că asta e grea. Știi de ce nu găsești brânză de pulă în magazine? De ce? Nu s-au înțeles la forma ambalajului. Vă mulțumim frumos, sunteți foarte mișto. Mulțumim. Sănătate. Round 3. Yeah. Bună seara! Bună seara! Era ciudat să n-am telefonul la mine. Eu le-am și pe alea de la trecută care nu s-a mai făcut. Dă-le pe care vrei tu, Maca, n-am nicio... Vrei să facem să vedem care începe? Bine, încep eu atunci. Sau vrei să încep tu? Olu, ce am scris aici. Tu încă ești acolo. Zi tu primul. Bine.
Știi de ce ca fată întreținută trebuie să mergi des la manicură? Pentru că în restul timpului frângi pula. Nu. Bine. Bă, nu sunt cu unghiile. Știi de ce merg copiii orfani la școală? De ce? Speră să-și cunoască părinții la ședință cu părinții. Știi de ce? E rândul meu acum. Păi am mai multe. Păi și eu. Ok, bine, dă-i. Vrei să le dăm pe toate odată? Apropo, trebuie să-i mulțumesc lui Bughi că mergeam la alt club să fac chestia asta. El mi-a zis că aici. El. Da, yeah. Ne-am găsit până la urmă. De zi vrei să le dăm, le dăm normal. Nu, normal. Nu te mai întreb lucruri. Nu mă mai întreba. Bine. Știi cum se provoacă piloții de avion la duel? Își scot aripioarele alea și le aruncă și țipă hangar! El e frumos oricum. Ca să mă vedeți și voi. Ca să nu, că voi sau de acolo în spate. Olo, s-a dus. Am un telefon care s-a spart mai multe locuri și dă click singur. Asta nu e glumă. E... E o stare de fapt. Știi de ce nu pot asculta unii elevi radio la liceu? De ce? Că sunt la fără frecvență. Eu am fost la frecvență redusă, da. Bă, bunișe, chiar cred că ar trebui să scriem împreună. Care e formația preferată a pescarilor de pe Dâmbovița? Ce e preferata lor? Care e formația, formația muzicală preferată a pescarilor de pe Dâmbovița? Caras Dreams. Eu chiar mă gândeam la o trupă care există. Vreau să zic Sandu Pește. Ăștia. Mergea și Sandu Pește în gura măsii. Băi, mie mi-au rămas glumele astea cu școala de când trebuia să fie râs ca prostul cu școala, așa că cer scuze. De ce? Că știi ce fac copiii în Siberia dacă se strică autobuzul în drum spre școală? Ce fac? Mor. Chiar e pe bune, nu e glumă. Adică... Asta a fost o știre, asta nu e... Mamă, ce lungă e asta, mi-e lene mie să citesc. Îmi place să merg pe jos, mă relaxează, dar săptămâna trecută m-am lovit de la prea multă degajare. Am ajutat 7 pitici să sară un gard. M-ai pierdut. La jumătate m-ai pierdut. Deci erai la școală? Piticii i-am băgat la școală, i-am degajat. I-ai băgat, i-ai degajat. Da. Bă, am făcut o rimă mișto cu asta, că nu mă deranjează când mă lovește lumea, că eu oricum sunt un tip degajat așa. Vezi? De ce se urcă omul pe cal? De ce? Pentru călare. La mea. Nice. Pe patul de moarte, Freddie Mercury a fost întrebat dacă crede că s-a distrat destul. A răspuns: si da, si nu. Mie mi-e greu să citesc, că nu prea știu. Nu știi pe care să le alegi? Sau? De scris le-am scris, de citit e mai greu, că sunt multe cuvinte una după alta. La mea nu putea spune și ei câte unul pe fiecare pagină. Cum se numește o conservă care nu crede în Dumnezeu? Cum? Pateu. Era acolo. M-a trezit pisica la 5 dimineața azi ca să ceară de mâncare. Și familie. Eu știu ce am făcut? De nervi am luat miau. I-ai luat miau. Și le dau cu ceva în cap. Dai, nu? Dar la mine se bag așa, mă enervează. Nu mai zic.
Nu mai știu unde erau, că am chestia asta, nu pot să număr 1, 2, 3, 4, număr 1, 9, 5. Aiurea. Și, a, știi de ce se duc scamele în sufragerie? De ce? Pentru covor. Bă, dar tu, da. Vezi, mă, ani de legături de chestii, altfel le simți. Pentru covor. Știi ce s-a băut la înmormântarea creatorului de subtitrări, Avocatul 31? Margherita Nistor. Să meargă punctul el. Știi de ce nu folosesc Voltaren? De ce? Că e mult gel. Scuze. Nu. Când vine vorba de mâncare și de distracție, eu înghit cam orice, dar am niște limite. De exemplu, scuip vârciu. Da. Nu? Vă place lei. Ok, scuze eu. Ce caută ăștia de la vulcanizare în Africa? Ce caută? Vânează anvelope. Atât de la noi. Mulțumim frumos, ați fost foarte drăguți. Absolut minunat. Nu mai am. Nu mai am. Nici eu. Round 4. Ce dracu faceți, mă, n-auzi? Check it out, yeah. Supasam, hai să vedem. Dăm, Fisting? Da, hai. Începi. Te îngurăște. Deci da? Gata? Arde-o. Gata? Pe cum o tră. Trebuia să fac pipi înainte. Cum se numește un moldovean care iese din casă o dată pe an? Cum? Un ieșan. Ok. Cum te amenința Escobar dacă era gay? Plata o homo. Ce fac doi agricultori gemeni la țară? Ce? Seamănă leit. Nice. Ce scrie la intrare în cartierul Primăverii? Prosperitate privată. Ok. S-a însurat un prieten și am dat cadou la nuntă o Viagra. S-a uitat și i-am spus, casă de piatră. Ok, hai să vedem. Ce e un scaun cu rotile la ușă? Un olog pe picior de plecare. Am o prietenă care joacă în filme porno și gătește foarte bine. Vrea să scrie o carte de bucache. Bă, dacă o lași însărcinată după ce folosești prezervative ieftine de la Lidl, meriți să fii surprins. Mă, tai ca la teatru. Dai un ban, dai stai pe față. Ok. Bă, eu am fost la mormântarea unuia care avea să-mi dea bani și i-am zis în felul următor: tu pentru mine ești viu. Bă, am unul, l-am omorât pe el. Iubita mea m-a întrebat dacă am nevoie de ceva înainte să plece cu trenul într-o călătorie. I-am spus gura și la gară. Bun. Știi care e site-ul preferat al curcilor? Glu, 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 glu. Am vrut să fac sex cu iubita mea și mi-a spus că e pe stop. Am luat-o pe interzis. Știi ce-i culmea? Că știe toată lumea. Ce-i interzisul.
Știi ce urăște și iubește în același timp o pisică oarbă? Un câine utilitar. E deep. E greu. Am un prieten care cânta muzică ușoară, dar l-a călcat mașina când traversa. Acum cântă muzică de petrecere. Știi de ce bat jandarmii valurile din vamă? Că se tot sparg la malmă. Dar bine, mulțumim mult, sunteți mișto!